Președintele Maia Sandu ar promova o politică de dezbinare a cetățenilor și ar oferi pe tavă secretele de stat străinilor. De asemenea, de la învestirea sa, oamenii ar fi început să trăiască mai rău, iar prețurile au crescut. De această părere sunt mai mulți foști parlamentari ai PSRM, candidați la funcția de deputată din partea BEX, care au enumerat în cadrul unui briefing care ar fi 10 eșecuri ale șefului statului. Potrivit socialiștilor, președintelui nu i-ar păsa de popor întrucât refuză să promulge o lege care are scop de a proteja producătorii locali. Aceștia mai susțin că Maia Sandu ar fi vândut țara puterilor străine și ar trebui cercetată penal pentru trădare de patrie. PSRM o mai acuză de dezbinarea societății, asta în condițiile în care nivelul de trai în Moldova ar fi scăzut puternic în prima jumătate de an de mandat al Maiei Sandu. În această perioadă, Maia Sandu a îngenunchiat țara străinilor. Prețurile au crescut semnificativ la majoritatea produselor, iar oamenii trăiesc și mai rău. A întreprins mai multe acțiuni împotriva găgăuzilor, iar în raport cu regiunea transnistreană au fost doar acțiuni provocatoare. Totodată, Aladarova Naia a amintit de promisiunile făcute de șeful statului în campania electorală care nu au fost îndeplinite până acum. Întreaga țară a văzut cum Maia Sandu și-a păstrat și clădirea luxoasă pe care a promis că o va dona pentru că e prea scumpă întreținerea. Și vila de la Condrița a păstrat-o și paza de stat, dar și gardul de la președinție pe care a promis să-l scoată chiar a doua zi după intrarea în funcție. Socialiștii sunt nemulțumiți și de echipa lui Sandu, care, în opinia lor, ar fi compusă din persoane cu probleme de integritate. Un exemplu ar fi secretarul general Andrei Spânu, care și-ar fi tăinuit averea prin offshore-uri. PSRM mai amintește că în echipa președintelui mai este un consilier condamnat penal pentru corupție, altul cu diplomă eliberată ilegal și unul acuzat de plagiat. Contactat de redacția TV6, Andrei Spânu, care candidează la funcția de deputat pe listele PAS, a spus că declarațiile socialiștilor sunt niște minciuni. Aș recomanda acestei deputate să-și verifice echipa din care face parte. Toate veniturile și averile mele sunt declarate la Agenția Națională pentru Integritate. Nu am ce ascunde. Din acest motiv am declarat absolut totul. Toate veniturile mele sunt declarate și la Inspectoratul Fiscal de Stat, din care am achitat taxe în Republica Moldova. Iar purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, a declarat că instituția nu comentează opinii, mai ales în plină campanie electorală. Da.